Cu aceste zise, ariciul pleacă spre casă, fiindcă iepurele se învoise să pornească întrecerea mai târziu. Pe drum, în timp ce mergea zorit, ariciul își spuse în sinea sa: iepurele se bizuie pe picioarele lui alea lungi și de-aia se grozăvește așa, dar las cam să-i vin eu de hac. O fi el mare boier, n-am ce zice, dar dacă îl privești mai bine, îndată vezi că nu-i decât un prostănac și jumătate. Și o să mi-o plătească cu vâr și îndesat că eu coc eu. Și de cum ajunse acasă, ariciul îi porunci nevestesii: bre, femeie, ia îmbracă-te repede că trebuie să mergi cu mine pe câmp. Dar ce s-a întâmplat? Îl întreabă femeia, îngrijorată. Am pus rămășa cu iepurele pe un ludovic de aur și pe un clondir de rachiu, că o să-l întrec la fugă și trebuie să fii și tu acolo, că am un plan al meu. Vai de tine, bărbate, începu să strige ea la arici, se vede treaba că nu mai ești în toate mințile, de ai fost în stare să faci o asemenea nerozie. Cum poți să te iei la întrecere cu iepurele? Taci din gură, femeie, și nu mă mai bate atâta la cap, nu ți-am mai spus? Am un plan al meu. Cum o-i face, cum n-o-i face, asta mă privește. Hai, pașol, și te îmbracă și vino cu mine. Acu ziceți și dumneavoastră, ce putea face nevasta ariciului? De voie, de nevoie, trebuie să-l asculte. Cum mergeau ei pe drum, numai ce se opri ariciul lângă o coastă de deal și îi spuse nevestesii: bre, femeie, bagă-ți în cap ce o să-ți spun acum. Uite acolo, pe ogorul ăla, de-ți pare că nu se mai sfârșește, o să ne luăm la întrecere. Iepurele o să fugă de-a lungul unei brazde, iar eu de-a lungul alteia. Și întrecerea o începem taman din capătul de sus al ogorului. Și ceea ce ai tu de făcut e o joacă de copil. Te așezi în capătul de jos al ogorului și când se apropie iepurele, dinspre partea cealaltă îi ieși înainte și îi strigi: ehe, de când sunt de aici, nenișorule? În ăst timp ajunseră la locul cu pricina. Ariciul îi arătă nevestisii unde trebuia să se pitească și o porni spre celălalt capăt al țarinei. Și când ajunse, numai ce dădu cu ochii de iepure. Pasă miterilă iepurilă era de acum acolo. Putem începe? Întreabă iepurele și în glas îi se ghiceau neastâmpărul, dar și nerăbdarea. Dar cum să nu rosti ariciul? Sigur pe sine. Atunci s-o pornim. Și fiecare își luă locul în câte o brazdă. Iepurele numără. 1, 2, 3. Și-o luă la fugă ca vântul peste câmp, deși părea că zboară. Ariciul însă fugi cu vreo 3 pași și apoi se opri. Și ghemuindu-se, se făcu mic mititel în brazdă și rămase locului liniștit. În ăst timp, iepurele gonea de zor că simțea că-și pierde răsuflarea. Și când fu gata să ajungă la capătul brazdei, îi și ieși înainte nevasta ariciului strigând: ehe, de când sunt aici, nenișorule? Iepurele rămase pe loc, ca trăznit, când auzi vorbele astea și nu mai știu ce să creadă. Și la drept vorbind, de unde era el să știe că cine îi vorbește nu era ariciul, ci nevastă sa. Că doar e îndeopște cunoscut că nevasta ariciului seamănă leit cu bărbatul său. Totuși, o umbră de îndoială îi se strecură în suflet și își spuse în sinea lui: aici nu-i lucru curat. Și apoi strigă către arici: hai să mai fugim odată până în capătul celălalt. Și din nou o întinse la fugă iepurele ca vântul, când înconjură pământul, de-i fluturau urechile în jurul capului. Nevasta ariciului însă rămase liniștită pe locul ei. Când iepurele fu gata să ajungă la capătul celălalt al ogorului, numai cel întâmpină ariciul strigând: ehe, de când sunt aici, nenișorule? Dacă auzi asta, iepurele își ieși din fire de supărare și se porni să strige: mai hai încă o dată până la capătul celălalt. N-am nimic împotrivă, făcu ariciul.
Dinspre partea mea putem să ne întoarcem ori de câte ori poftești." Și așa se făcu că alergă în felul ăsta iepurele de încă 73 de ori, iar ariciul îi ținu piept tot timpul. Ori de câte ori iepurele era gata să ajungă într-un capăt sau celălalt al ogorului, ariciul ori nevastă sa odată îi ieșau înainte și îi strigau: "Ehe, de când sunt aici, nenișorule?" Da, vezi că la a 74-a oară iepurele nu mai ajunse până la un capăt al țarinei, ci se prăbuși cam pe la mijloc. Și de cum căzu la pământ, sângele îi țâșni pe gură și rămase fără suflare. Ariciul însă fu în câștig. Luă Ludovicul de aur și clondirul de rachiu pe care le câștigase și, strigându-și nevasta să iasă afară din braznă, o porniră mulțumiți spre casă. Și de n-au murit, poate că or mai trăi și astăzi. Ei, dragilor, așa s-a întâmplat să piară iepurele pe câmpie într-o întrecere cu ariciul, care a rămas de pomină. Și de atunci încoace, nici un iepure nu s-a mai încumetat să se ia la întrecere în fugă cu ariciul. Așadar, dragi copii, aceasta a fost povestea din această seară. Până data viitoare, să fiți bucuroși!